le spună, domnule, noi ne-am desprins, nu mai suntem parte la război, deci nu mai luptăm împotriva voastră. Noi vrem să ne ocupăm de țara noastră, de Ungaria, sigur, Ungaria mare, cum o vedeau ei. Da. De aceea, având în vedere pericolul, spuneau ei, pătrunderii, este încă situație de război, pătrunderea armatei române și chiar ruse în Transilvania și prin Ucraina, în Ungaria chiar, reprezintă un pericol pe care trebuie cumva să îl împiedicăm, dar să îl împiedicăm printr-o decizie europeană, nu printr-o hotărâre, pentru că efectiv Comitetul Maghiar și ce spunea mai devreme, nou guvern maghiar, nu a ajuns la înțelegere cu românii, au prezentat foarte clar. Nu avem ce discuta, ceea ce vrem noi este desprinderea totală, fără nicio legătură cu Ungaria, frontiera și teritoriile, așa cum le-am arătat mai devreme, să revină în administrația românească, în componența Transilvaniei, care ulterior vor fi în componența statului român a României Mari.